M-am născut în 1939, adică cu câteva luni înainte de începerea celui de-al doilea război mondial. Și toate nevoile cauzate de război, sigur că au trecut și prin familia noastră. Din școală îmi plăcea foarte mult istoria. Unicul lucru ce voiam eu să devin în viață, să devin istoric, să cunosc istoria, să o studiez. La istorie, la fiecare lecție îi împlineau că un istoric trebuie să aibă atitudine critică față de documente, față de izvorul istoric și chiar față de lucrările scrise de către istorici. Fiindcă se considera că aici foarte puternic putea să se manifeste subiectivismul. Din Congo am scos un învățământ, iată, în perioada sovietică. Ca să afli cine e omul sovietic, homo sovieticus, trebuie să pleci în Congo și te pomenești într-o comunitate de asta de sovietici, într-o țară străină. Ca să vezi acolo cum se denunță unul pe altul, se invidiază unul pe altul. Mi s-a propus să trec la Olimp, unde am întemeiat facultatea de istorie. Eu am contribuit, am fost primul decan al facultății de istorie. Eu am elaborat planurile de învățământ de la facultate. Eu am demonstrat teoria descălicatului Moldovei, a apărut datorită influenței scrisului unui cronicar maghiar, unui cronicar ungur. Și am spus că cronicarii moldoveni au preluat ideea asta, dar numai că aveau tradiție. În tradiție era cunoscut că prim voievod al Moldovei a fost Dragoș, nu Bogdan. Iată, i-au atribuit lui Dragoș ceea ce în realitate cronicarul maghiar scrie despre Bogdan. Era destul să spui că moldovenii sunt români, ca să fie persecutat și să fie curățat, dat afară din lucru, fără ca cineva să gândească la soarta ta, puteai să mori de foame mâine, ca un câine. Despre identitatea moldovenilor și românilor se vorbea totdeauna, numai că până la respectiva vreme se vorbea în șoaptă, în taină. Așa trebuie să fii sigur tare că cui vorbești lucrul ăsta, ești prieten adevărat. Generația care a trecut prin școala sovietică, unde li s-a afirmat la fiecare pas că ei sunt moldoveni și nu sunt români, ba din contra, erau contrapuși românii moldovenilor și moldovenii românilor. Unirea din 1918 era prezentată și în manualele școlare ca fiind o anexiune din partea României burgheză moșierești, și adică moldovenii trebuia să-i urască pe români ca opresori, ca cei care au venit să-i domine. Am desfințat cursul de istorie Uniunii Sovietice și l-am integrat în istoria universală, elaborând programa respectivă. Am făcut program la istoria românilor și totodată am propunerea ca să înlocuiască cursul de istorie a Moldovei cu cursul de istorie a românilor. Când se ajungea la Parasca, iar că pare era un gard, apoi un gard din trecut, în timp ce pe alții chiar invidiam cât de des erau premiați. Și la mine apărea întrebarea asta, de ce? De ce în numele meu era așa un fel de tabu?
În 2014 am avut un atac cerebral. Eu singur m-am tras de guler din groapă și sper că singur mă voi stăpâni de tot de guler ca să continui viața mai departe. Multă vreme eram membru al Consiliului de Susținere a Tezelor de Doctorat de la Universitate. Dar când s-a întâmplat cazul ăsta cu mine, nimeni nu mă mai deranjează, nimeni nu prea-și amintește. Notebook-ul mă mai salvează, că mie îmi place să navighez, să mă citesc noutăți, minciuni, să mă citesc glume, corespondez. Eu încă nu-mi pierd speranța că voi găsi undeva să mă angajez. Una este când ai un salariu stabil și alta este când te lași numai în speranța pensiei. Cei care trebuie să asigure suveranitatea și independența în sfârșit, de altfel, într-o vreme, eu am rămas mirat când mai întâi a fost declarată independența Republicii Moldova, apoi suveranitatea. Fiindcă, de regulă, independența și suveranitatea nu pot exista în sensul plin al cuvântului, rupte una de alta. Când nu sunt în stare să organizeze, să asigure un nivel decent de trai cetățenilor săi, ce fel de stat este ăsta? Ce fel de stat dacă, fiind unul dintre cele mai sărace țări din lume, iată, este furat și cei care fură din avuția lui, sărăcind țara și mai tare, în loc să contribuie la creșterea avuției ei. Să facă lucruri de care ei să fie mândri, să-și iubească țara, dar nu partidele. Dar principalul este ca să împărtășești valori omenești, valorile omenii. Că am făcut istorie, n-am regretat niciodată.